Uniunea Națională a Barourilor din România organizează în 31 august examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea august 2018. Examenul se va desfășura la București prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări. Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la testul grilă este de maximum 4 ore de la momentul la care s-a încheiat distribuirea testelor către toți candidații. Vor fi declarați admisi candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte. În perioada 3 august-10 august 2018, barourile din întreaga țară vor verifica dosarele de înscriere la examen.